Hello. Hello. Ai scos limba. Te-ai zapozat cu tine? Bagă aici! Bagă aici! Bagă aici! Giveaway rapid, tot ce trebuie să faci pentru a câștiga acest set de la Marocan Oil este să pui partea ta favorită din vlog la tine pe story, să vii aici în comentarii pe YouTube și să lași numele Instagramului tău. Duminică fac extragerea și o voi anunța în vlogul de atunci. Cam asta s-a întâmplat pentru că doarme Victoria. M-am machiat, mi-am făcut un eyeliner grafic chiar, înseamnă că am avut ceva timp. Așteptăm să se trezească, trebuie să mai fac și eu părul și vedem ce facem astăzi. Se pare că a avut și maica mea timp să-și facă o baie. Cristi este încă plecat la națională, nu l-am mai văzut de aproape 2 săptămâni, de asta nu apare. Cine s-a trezit? Cine s-a trezit? S-a trezit Victoria. Mergem. Zi la salut. Ia, fă-i cu mâna. Zi salut. Păi salut. Așa. Așa. Așa, bravo. Așa, salut. M-am trezit, spune. Pupă, ia pupă. Pupă. Le dai pupă. Un pupic? Ia. Dă-le pupă. Un pupic. Oh. Bravo. Dă-le pupic. Încă unul. Încă unul. Mai dă unul. Încă nu un mai. Pupic? Gata, hai, da, lasă pupicii. Ah, ba da, cred că mai dă unul. Zi, pa! Da, e greu așa, e. Geaca? Gicuța okay. Aia. Acolo ai încălțăminte. Ce ai acolo? Ia, hai să vedem ce ai acolo. Adidas? Da. Hai să vedem ce sunt aici. Ce de ce ți-ai lăsat izmenele aruncate pe aici? Lasă. Nici 3 secunde, nu ne-am ales outfit-ul și deja ai obosit? Hai! Haide! Ce faci astăzi? Zi, ce faci? Ce vrei să ne arăți? Vrei să arăți bucătăria ta? Da? Vrei? Da? Da sau nu? Nu? Nu. Ok, ok. Ce ai aici? Ai făcut dezastru ăsta? Cum a ajuns aici? L-ai dus tu? Mami, se sparge ouă dacă îl faci așa. Ce? Ce? Nu înțelegi de ce te filmez așa mult, așa-i? Dau văzut cum așa ăsta, mami. E frumos, cu unghietuțele astea. Hai și gecuța asta, hai! Da, îți place? Ne îmbrăcăm? Hai să îmbrăcăm copilul! Să ne pieptenăm puțin. Nu vrei? Ia, pieptenă-te tu! Asta e că a rămas păr de la mami în perie. Așa! Bravo. Tu ești independentă, eu nu-mi dau seama când ai crescut. Mă, ce nervoasă, e gata! Nu vrea să fie îmbrăcată. Între timp, eu, înainte să ieșim pe ușă, îmi șterg machiajul, pentru că mergem la spațiul de joacă și am mai fost eu îmbrăcată un pic mai diferit, aș zice. Și se uitau ciudat mămicile la mine. Și cred că dacă merg cu
fluturi ăștia la ochi. Mami! Ce? Ce e? De ce e supărată? Mai ți-aș trecut? Ce e? De ce e supărată? Of! Unde-i nasul? Unde-i nasul tău? Unde-i limba? Unde-i limba? Unde-i limba? Arată-mi limba. Arată-ne și nouă limba ta. Ăla-i nasul, mami. E gurița, ăla-i nasul. Bravo! Ia-s ochii, ochișorii, ochii. Oh, m-a luat în brațe, doamne. După cum puteți vedea, Victoria i-au dat doi dinți. De fapt, doi sus și doi jos, doar că nu se prea văd. După 11 luni, la 11 luni i-a dat primul dințișor. Unde te duci, popă? Uite aici, uite-te la. Ah, leșii. Ai pus tu? Hop, hop! Se uită în oglindă. Vai, uite-te în oglindă. Unde e oglinda? Așa, bravo! Bravo! Cum arăți? Ești foarte mișto. Pupă, ia pupă pe Victoria. Pupă pe Victoria acolo. Ah! Zi mai. Așa, bravo. Uitați-vă la noi. Suntem meci, mami, vin la mami. Nu-i prea place. Și-a dat-o de câteva ori jos până acum. Axinte! Vino cu ace. N-are chef să vă arate, vrea să facă un pic de dezastru. Hai, ne arăt? Da. Are o pasiune pentru paie. Să le scoată de aici. Să le împrăștie prin toată casa, cum face și cu restul jucăriilor. Victoria, dar hai să le arătăm oamenilor cum suntem noi două meci. Nu vrea. Ok. Acum că m-am așezat pe canapea, zice că o să aprind televizorul și o să-mi dea telecomanda. Bine, a luat telefonul. Dar crede că e telecomanda și vrea să-i pun U-I-U-A-A și o să și zică. Ce? Ce vrei să fac cu el, mami? A-A. Este o piesă care îi place mult. Și o să eu și pun, dar nu știu unde e telecomanda, mami, uite. Ești fericită? Da, imediat. E o piesă care îi place ei. Asta. Uitați-vă la zâmbetul ăla. Asta e dansul ei. Gata. E ok că am terminat? Nu, mami! Hai că plecăm afară! Oh. Of, Doamne! Dați-vă la fața ei! Ah, v-am zis! Dar nu se aude, mami! O cânti tu? Acum nu mai vrei. Înainte să plecăm, păpăm, ce mănânci aici? Wow, tu știi să folosești lingura? Așa mare ești? Hai, povestește-le oamenilor ce mănânci aici. Paste cu smântână, parmesan. Mami. Mami ți le-a făcut? Clonță-i acolo. Da, ai luat multe paste în lingură. Dă-mi și mie. Dar dă-mi paste. Băi, dă-mi să mănânc.
Hai, dă-mi și mie, așa. Mie! Ăsta e și outfitul meu. Outfit check. Am coborât. Acum intrăm în mașină și mergem. Victoria, unde mergem? La spațiul de joacă. Ia-o tu. Yeah. S-o prind scaun, bine. Hai, Victoria. Treci în scaun. Am mai condus și eu în ultima perioadă. M-am mai obișnuit. Nu-ți convine? Trebuie să stai acolo. Unde mergem? Unde mergem? E foarte aglomerat în Cluj. Mai ales perioada asta. Nu știu ce se întâmplă. De fapt știu ce se întâmplă. E frig și oamenii stau în mașină. Nu mai pot? Mersi, te iubesc. Ador când mă lasă și pe mine cineva. Și îi las pe alții, să știți că sunt și o drăguță, nu... Cred că unul dintre motivele pentru care nu port ochelari în ultima perioadă e pentru că... cu mască. Într-un final am ajuns aici la mini spațiul de joacă. Mă rog, acum urcăm. Se duce întins aici. Diana e cel mai drăguț copil de aici. O iubește mult pe Victoria. Ce gătim, mami, aici? Ce gătim? Le-ai sos de soia, faci sushi? De boboanele, da? Boboanele nu sunt. Boboanele nu sunt bune. Nu. Mi-e înghețată. Nu e. Da. Am făcut schimb cu mami, stă mami acum cu Victoria. Sunt foarte multe lucruri drăguțe aici. Și știu că o să mă întrebați unde e. E în Platinia, la etaj, locul ăsta. Pentru cei din Cluj, în Cluj-Napoca, în București, sigur, sunt și alte locuri de joacă. Să vă fac turul. Acolo e intrarea, poți stai să bei o cafea. Aici ai un mini orășel. E service. Bibliotecă. Poliție. Aici e beauty boutique. Buticul de... de fapt, salonul. Aici un loc secret, sus. Stația de pompieri. Veterinar. Foarte cute. Știrile sunt aici. Aici suntem la piață. Case de marcat. Coșuleț, să faci cumpărături. Asta e zona de joacă în comun și tot e făcut ca o stradă, fix ca un orășel, sunt semne de circulație. Aici e bucătăria. Aici este școala. Dacă aveam eu asta când eram mai mică, aici faci prăjiturele. Aici e nursery. Mulți bebei. Și aici spitalul. Și în partea asta topogane, bile și Victoria. Ia uitați copilul acolo. Și Victoria a împrăștiat toate mingile astea. Pe jos sunt mingi moi toate. Pune la loc, mami. Cum pui mingea la loc? Ea face curat. Gata, distracția. Acasă ți-a ajuns? Te-ai plictisit măcar? Da. Gata, mergem.
Nu, nu în Barcelona, nu, nu. Tu la un an plângi să te mai joci, a? Îți plac copiii, mă. Plac mult de tot copiii, gata. Ne-am oprit puțin prin magazine. Am făcut niște cumpărături și o să vă arătăm acasă ce am luat. De ce te uiți în telefonul oamenilor? E curioasă. Victoria. E curioasă, mă. Am venit să bem o cafea. Avem aici gingerbread latte și ciocolată albă și o cugoașă cu umplutură de creme brulee. Și acolo un pufulete mic. Unde se aude muzica asta din geantă? Victoria testează pentru prima dată ciocolata caldă. Adică frișca din ciocolata caldă. Am venit și la cumpărători. Deja Victoria e mega plictisită, nu mai are stare. Trebuie să plecăm acasă că e somn. Am intrat doar după pâine. Nu, nu! Hai că și așa abia am pus-o drept. Așa. Stai că ți-arăt ceva tare. Fii atentă. Stai. Așa. Haideți să vă arătăm ce am cumpărat de la mall. În primul rând, mi-am luat o bluză. E un magazin aici în Platinia. Și mi-am luat bluza asta. E groasă, așa, croșetată. Fetița mea a ajuns acasă și vrea... Am luat bluza asta, mișto. A luat maica mea... Nu! Victoria! A luat o pătură de Crăciun roșie. Te rog eu, lasă camera. Mă! Mă rog, o să țin așa. A luat o pătură roșie din Sisei. Mi-am luat treaba asta de pus în păr atunci când mă machiez, pentru că mi se pare foarte funny. O perie de folosit la baie pe corp. De masaj. Îți place? Aici la cuptor a băgat niște carne de vită, da. Cartofi și chipsuri de morcov. Da. Nice, bravo! Și pentru Victoria face un piure aici și o să-i mai dăm ceva lângă. Cam asta am cumpărat, în mare parte măsline și chestii pe care le mănânc eu la micul dejun. Și-a luat maica mea ceva din piept de curcan pentru că nu prea mai poate mânca altceva. Am luat afine și zmeură pentru că zmeura e favorita Victoriei. Afinele e favoritele mele dimineața. Păi era fomiță. A venit. Alerga. Și încă nu-i gata toată păpica ei. O să mănânce puțin piure acum. Și niște cărniță fiartă imediat. Ce bun e. Wow! Așa! Bravo! Așa! Da, ca! Chiar dacă se strâmbă, să știți că îi place. Nam, 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 nam. Bun? Bun! Mai o gură de suzetă. Mai o afină. Nu trebuia să-i dau suzeta jos, dar mi se pare amuzant. Victoria face băița acum. Și apoi o să meargă la somnic. Se cam termină ziua de astăzi. Eu zic că a fost o zi cu de toate. O zi obișnuită din viața noastră. Victoria spune... Să bea apă din duș. Mă! Spune pa, pa! Zi, pa! Bate palma! Bate palma! Așa, bate palma!